Locuitorii orașului Nehoiu se cred abandonați, simt cum orașul se scufundă într-o groapă a nepăsării fără ca cineva să le asculte oful. Lipsa locurilor de muncă, infrastructura precară, serviciile medicale care lasă de dorit sunt doar o parte dintre nemulțumirile oamenilor. Pe principalele lucruri care vă nemulțumesc în orașul dumneavoastră, care ar fi acele? Deocamdată străzile, infrastructura, sunt numai gropi, numai se vede cu ochiul liber. Locuri de muncă. Mai am 10 luni până la pensie și am terminat și o mașină. Nu avem unde lucra. Primele ar fi infrastructura proastă care este în tot orășelul ăsta și care nu are foarte multe străzi. Două, trei câte sunt, gropi, praf și mizerie. Asta ar fi în primul rând. Altele știu eu, o atenție la curățenie, la asta, ca să ne bucurăm când ieșim în oraș și... Să ne cadă bine, că suntem în orașul ăsta și stăm de atâta timp aici. Situația spitalului care este? Așa, deci eu sunt un fost consumator de sănătate, nu consumator, și furnizor de sănătate, că sunt un medic și la pensie. Și ce să fie, spitalul, după câte am auzit, că are probleme cu aprovizionare, cu materiale, cu... Că soția mea a fost operată de inimă și a mai fost pe aici la un pansament, la nu știu ce și... Greu, n-au nimic, trebuie să te duci să cumperi. Să... Oamenii din Nehoiu apreciază că locuiesc într-un oraș de munte, dar când ies pe stradă devin brusc nemulțumiți. Care ar fi principalele probleme pe care le-ați semnala legate de orașul Nehoiu? Principalele ar fi că ar trebui să pună întotdeauna în mișcare orice, din toate punctele de vedere, nu se ocupă nimeni de nimic. Chiar și aceste străzi, chiar și, și problemele societății și așa mai departe. Absolut nimic nu se ia în considerare, indiferent ce spunem, indiferent, le spunem de zeci de ani degeaba. Deci oricum nu va fi niciodată, cred, autoritatea care se va impune și se va implica. Nu cred. Ați simțit abandonați aici la Nehoiu? Da, bineînțeles, sigur că da. Ne-am simțit. Pe undeva toți ne-au trădat și apropiații locali și toți ne-au trădat. Una dintre principalele probleme semnalate de oamenii din Nehoiu este calitatea proastă a străzilor. Acestea nu au mai fost asfaltate de ani de zile, iar oamenii, deși locuiesc în oraș, au impresia că stau pe o uliță la țară. La spitalul orășenesc, pacienții cât și medicii se plâng de lipsa fondurilor, iar de aici decur toate problemele. Chiar dacă este singurul spital dintre Covazna și Buzău și deservește peste 50.000 de locuitori, spitalul nu beneficiază de sprijinul necesar. Fluxul pacientului s-a mărit, bugetul s-a micșorat. Dacă în 2009 spitalul se descurca cu 78 de miliarde anual, anul trecut noi cu mare greu am ieșit la liman cu 51 de miliarde. Banii s-au diminuat cu 35%. Dacă în 2009 în spital activau 212 angajați, în 2014 150. Fluxul pacientului s-a mărit, bugetul s-a micșorat. Dacă asta în condițiile când se cere mărirea calității serviciilor medicale, creșterea accesului populației la aceste servicii, îmbunătățirea condițiilor hotelieră. Personalul medical este nevoit să trateze pacientul cu tot mai puține resurse. Iar consilierii județeni au ascultat păsurile muntenilor și au promis că vor constitui o comisie care să evidențieze cele mai grave probleme, iar apoi să se caute soluții.